82 de ani se împlinesc din ziua în care armata germană a lansat atacul asupra URSS pe tot frontul, de la Marea Baltică în nord până la Marea Neagră în sud. În memoria celor care au luptat pentru pace în cel de-al doilea război mondial, la monumentul ostașului necunoscut din Orhei, au fost depuse gerbe de flori și rostite cuvinte de recunoștință. Pentru fiecare dintre noi este foarte important să păstrăm pacea. Nu vrem să auzim de înarmare, de distrugerea neutralității. Suntem pentru pace și pentru aceea ca nepoții și copiii, strănepoții noștri, să nu știe ce înseamnă cuvântul război. Vreau să le urez celor rămași în viață sănătate și să onorăm memoria tuturor celor care ne-au protejat și apărat viața noastră trăită în pace. Кто защищал нашу с вами мирную жизнь. Мы, чей din Moldova, trebuie să ținem aminte și să învățăm istoria ca să nu repetăm greșelile strămoșilor noștri. Să păstrăm pacea, fiindcă război este o distrugere, sunt lacrimi, sunt pierderi. De aceea noi, care astăzi trăim pe acest pământ, venim cu o sinceră mulțumire către părinți, bunei, care au apărat patria. A onorat memoria celor care și-au pierdut viața în război și primarul de onoare al municipiului Orhei, Ilan Șor. Acel flagel a luat viața aproximativ 170.000 de oameni de pe teritoriul Moldovei, dintre care 120.000 de civili. În total, în Uniunea Sovietică, războiul a curmat viața aproape 26,6 milioane de oameni, devenind cel mai sângeros război mondial. 22 iunie este o dată tragică pentru întreaga omenire, în mod special pentru oamenii care trăiesc în acest spațiu post-sovietic. Ecoul regimului de tip fascist al lui Hitler se simte și acum, după mai bine de 8 decenii, a scris Ilan Șor pe pagina sa de Facebook. Și președintele Societății de Cultură Evreiască din Orhei a exprimat recunoștința celor care și-au pierdut viața în anii de luptă. Izislav Mundrian ne-a povestit pătruns de durere despre tragedia trăită de poporul evreu și în special de către familia sa. Rudele mele au simțit asta pe pielea lor. Mulți au pierdut viața aici în Orhei, mulți au mers în evacuare pe jos. Au putut lua cu ei doar câteva lucruri elementare și copiii ca să-i salveze. Din păcate, nu toți s-au întors. Unii au murit pe front, ca și bunelul meu, alții, ca și mătușa mea, au murit de foame în Stalingrad. Totuși, au găsit putere să se întoarcă, să reconstruiască orașul, să obțină o specialitate, să nască copii. Dar urmările au rămas pentru toată viața. Războiul, spune Izaslav, este cel mai mare și cel mai înfricoșător rău care se poate produce pe pământ. De aceea, afirmă el, în continuare, tot ce își dorește este să trăiască în pace. Desigur, noi, eu, ca și toți oamenii normali, ne dorim pace, să avem un cer senin deasupra capului, să nu zboare rachete, să nu se audă sirene, ci să răsune muzică. Spun că își doresc pace și alți oameni veniți să comemoreze victimele celei de-a doua conflagrații mondiale. Ne rugăm foarte mult la Domnul să ne păzească de rele și să nu dea voie ca să treacă așa un zis război care a fost. Asta fără asta, asta de lumea, că dacă asta, poporul n-are, nu știe istoria lui, asta e o pierdere mare în conștiința la omenirea întreagă, nu numai la moldovieni și la tot care au trecut prin prima războiul. În dimineața zilei de 22 iunie 1941, fără a declara război, Germania nazistă a atacat Uniunea Sovietică. Anul acesta, de 9 mai, în Moldova mai erau în viață 53 de veterani care s-au aflat pe front.